a fost suporterul meu number one. În plus, ea vrea să sară cu parașuta și mă tot bate la cap să-i fac rost să sară cu parașuta. Acum? Adică da, vrea, da, în zilele noastre? Are 70 de ani, maică-mea. Bravo, și la mulți chestie, ani, doamnă. Mulțumesc. Zice, totuși să sar după ce iau pensia. Deci... ce tare! Deci își face calculul să-și programeze saltul în zile după ce... Tu vorbești serios? Da, e foarte amuzantă, maică. Spune-mi, ce a zis mama ta când a aflat că vrei să schimbi destinul? Păi maică-mea a fost primul meu pasager. Mama deci, a fost... Da, da, da. Deci când am luat licență, deci când am început, am avut voie să zbor singur, primul om care a vrut să zboare cu mine e maică-mea, a fost maică-mea. Și am luat într-un avion de la de două locuri, de 300 de chile. Hai să dăm o tură pe deasupra Brașovului. A fost foarte entuziasmată. Acum este foarte mulțumit cu alegerea de a deveni pilot, însă Mihai nu a uitat nici de anii în care era celebru. Băi, și m-a agățat cea mai frumoasă fată din tren, m-a agățat pe mine. Eu bâlbăiam de fericire când mă bagă fata aia în seamă, nu îndrăznea să mă uit către ea. Zicea, cred că te-am văzut ieri, ai o emisiune la televizor. Și eu în momentul ăla mi-am dat seama că să fii celebru merită. Ei, ce vremuri! Acum însă situația s-a mai schimbat și Mihai se gândește să facă pasul cel mare împreună cu iubita lui. Ce să zic? E de mult relația? Suntem de vreo 4 ani împreună. Wow! Așa? Suntem bine, sănătoși. Muncește mai mult ca mine, ceea ce mie îmi convine. Cred că fără presiune e așa, da. Adică ți-a zis vreodată, hai noi când ne căsătorim? Nu, dar cumva a venit de la sine subiectul ăsta. Da. A zis că o să, cum spun, o să facem lucruri mai intense așa în viața noastră, like a family, când vine criza imobiliară. Ce spune artistul și despre copil, vedeți astăzi, începând cu ora 16:15 la Refresh by Oana Turcu pe Antena Stars.